Timpul trece și lasă urme evidente asupra noastră din toate punctele de vedere. Indiferent de cine suntem, trecerea anilor se va simți din plin. La fel se întâmplă și în cazul copilului din imagine, care acum este unul dintre cei mai iubiți români. Dacă încă nu ți-ai dat seama, află că este vorba despre Florin Piersic Junior, fiul legendei filmului românesc Florin Piersic, care a ajuns la venerabila vârstă de 88 de ani. Timpul a trecut ca un glonț, dar s-a bucurat din plin de viață și a ajuns să bifeze o mulțime de reușite. La vârsta fragedă de doar 7 ani, viața tatălui său, Florin Piersic, a fost zguduită de o tragedie cutremurătoare. Sora sa, Lucica, a plecat din această lume la doar 15 ani, într-un moment în care nimeni nu se aștepta că va urma o asemenea tragedie. Într-o zi obișnuită de vară, Lucica s-a înnecat în apele râului Prut. Pentru maestrul Florin Piersic, una dintre primele și cele mai puternice amintiri este înmormântarea surorii sale, un eveniment plin de tristețe care a adunat oameni din întreaga comunitate din Cernăuți. O altă amintire dureroasă din copilăria actorului a fost momentul când a fost grav bolnav. Acesta se simțea atât de rău încât mama sa a petrecut o noapte întreagă în rugăciune, cerând ocrotirea divină pentru sănătatea fiului ei. Aceasta se temea chiar că îl va pierde și era în pragul disperării. Astfel, dincolo de lumina reflectoarelor și aplauzele publicului, viața lui Florin Piersic a fost marcată de multe tragedii și suferințe. Toate acestea i-au clădit caracterul și l-au transformat în omul puternic de acum.